Astăzi, de la ora 17, a fost programată conferința municipală a organizației PSD Reghin. Întâlnirea are loc la Casa de Cultură a Tineretului George Enescu. Principalul punct de pe ordinea de zi a conferinței face referire la alegerea președintelui organizației, precum și a unor noi organe de conducere ale partidului la nivel de municipiu. Astfel, circa 160 de membri de partid votează pentru a-și pune în funcții 80 de colegi, care vor conduce destinele organizației reghinene. S-a împlinit un an de la dispariția prematură a lui Michael Jackson, decedat în urma unui stop cardiac în reședința sa din Los Angeles. În acest timp, megastarul a avut vânzări record de aproape $1 miliard, devenind unul dintre cei mai profitabili artiști ai tuturor timpurilor, deși este decedat. În doar 4 zile în Statele Unite s-au vândut 415.000 de albume ale artistului și 2,3 milioane de cântece s-au descărcat de pe internet. Pe lista banilor câștigați de Michael intră și cele 250 de milioane care vor reveni familiei Jackson din editarea a 10 albume ale cântărețului, care vor apărea pe piață în următorii 7 ani. Potrivit experților financiari, în perioada următoare Michael Jackson va reuși să doboare performanța financiară a fostului său socru, Elvis Presley. Averea acestuia a sporit în 33 de ani de la decesul său cu $1,45 miliarde de dolari.